السلام عليكم. ستيف توتنكم نعم زاتا لا جميع دين كارتيرو تاتارسك تاتار محلسي مسبوس هايكا سنت دو جامي هنا استن كارتيرو تاتارسك شنا ان كارتيرو تركسك Aceasta este geamia din cartierul tătăresc, o geamie în care nu se face rugăciunea de vineri. Se spune că este un masjid în care vin oamenii, fac un terawih împreună, când au un iftar aici în zonă, am înțeles, când mai au ceva vreun eveniment prin zonă, vin și fac rugăciunea aici la geamie, ca să nu se ducă la cealaltă geamie, care este undeva la marginea satului. Acesta este minaretul tip vechi, așa cum au reușit oamenii să pregătească pe atunci. Aceasta este intrarea la geamie. Mukabile bumalli de ukhla. Apakalar mında irceni. Recitarea Coranului se face aici în geamie, în fiecare an. Fiind mai în centru, probabil. Vedeți geamia veche. Cealaltă este considerată geamia cea mare, unde se face rugăciunea de vineri. Masjid al-Jamia. Sau geamie. Și este soba, care se încălzesc iarna. Este o construcție din chirpici, cred. E o construcție veche, nu? Da. Lângă noi este domnul care se ocupă de geami, tatăl imamului. Totdeauna când venim în sat, îl găsim prezent, el se ocupă de moschei. Și cum am spus, aceasta este moscheea din cartierul tătăresc.